Am o găsit? problemă la preoți, ai o adresare cum e preasfinția ta, noastră, cum vă zic, domnul muftiu? Domnule muftiu e simplu. Noi domnule suntem, există domnule muftiu? Da, așa se, eminență, domnule muftiu, aceasta eminență. Formula, noi suntem oameni modești, maestre, dacă îmi permiteți, noi suntem oameni modești și este suficient să ziceți domnule muftiu, formula de adresare cea mai corectă și pe care o accept eu și vă rog să o adresați este cu domnul, fără eminență, pentru că suntem toți egali în fața lui Dumnezeu, indiferent de statutul pe care îl avem, fie el social, fie el politic, fie el economic. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali, iar faptul că azi suntem într-o anumită funcție, azi avem un anumit statut social, când vom merge în fața lui Dumnezeu, vom merge ca toți oamenii simpli. Am văzut câteva interviuri de-a noastră, de ce folosiți formula Dumnezeu și nu Allah? Pentru că este unul și același. Orică îi spunem Dumnezeu, orică îi spunem Allah, orică îi spunem God, orică îi spunem Tanră în turca veche, este unul și același. După părerea mea, noi nu ar trebui să ne axăm pentru felul cum îi spunem Dumnezeu sau Allah în orice limbă. Pentru noi, mai important, consider că este cum credem în Dumnezeu, ce facem pentru a primi răsplata lui Dumnezeu, pentru dacă noi într-adevăr respectăm principiile lui Dumnezeu, pentru ce am fost noi creați, scopul creierii noastre. De aceea consider că este mai puțin important cum ne adresăm noi bunului Allah sau bunului Dumnezeu. Faceți o concesie nouă creștinilor vorbind de Dumnezeu și nu de Allah, sau puteți să spuneți la fel și când vă duceți în Turcia, tot Dumnezeu ziceți? Nu, de exemplu, bineînțeles, este foarte important când comunici cu persoane, de exemplu, când comunici în limba română și vorbești despre islam, să spui Dumnezeu, pentru că în română Dumnezeu este... Am înțeles, deci nu e o concesie. Nu e o concesie. Deci Dumnezeu, așa îi se spune lui Allah în limba română. Cum Allah tradus în engleză este God. Deci e firesc. Allah este un cuvânt în limba arabă, este acceptat, adică se folosește și în limba turcă. A fost, de exemplu, în turcă s-a mai folosit și cuvântul Tanră, care are același înțeles tot de God, tot de Allah. De aceea nu trebuie să rămânem strict, domnule, de ce îi spune Dumnezeu, de ce îi spune muftiul Dumnezeu, de ce nu îi spune Allah, pentru că repet, important, după părerea mea, este cum îl concepem noi pentru Allah, care este scopul creierii noastre, cum credem noi în Allah. Bun, am avut un dialog cu preotul de la parohie, de la Biserica Hilăstrău și a venit în sutană, că era neagră. Veșmântul ăsta ce înseamnă? Veșmântul nostru este unul simplu, nu trebuie neapărat... De ce e așa? Are ce simbol? Nu are o anumită simbolistică. Noi îl folosim la evenimente oficiale, de exemplu, astăzi vin de la un eveniment oficial, la slujbe, dar, de exemplu, putem să facem slujbele, putem să oficiem și slujbele și fără acest veșmânt. Adică dumneavoastră sunteți cum ar faceți parte din cler. Exact, facem parte din cler. De-aia aveți asta, dar credinciosul nu are. Credinciosul nu are așa ceva. Deci are imamul și dumneavoastră. Are imamul, sunt cei care au studii religioase, care sunt numiți ca și imami, dar, repet, pentru în fața lui Allah trebuie să mergi cu sufletul curat când îți îndeplinești rugăciunea, nu prin acest veșmânt ești într-un fel mai presus față de ceilalți enoriași. De aceea, noi suntem toți egali în fața lui Allah. Desigur că pentru noastre lucrurile cu care se vă întrebe sunt banale, dar pentru telespectatori care sunt în mare parte creștini, unele lucruri sunt noutate. Bun, care e deosebirea între muftiu și imam? Ce e muftiu, ce e imam? Facem așa o lecție în Wikipedia. Haideți să vă spun. Imamul este acea persoană care oficiază slujbele, care are studii religioase terminate.
Diferența dintre imam și muftiu este pentru că muftiul poate să dea și verdicte religioase, adică poate să dea fetva. Sunt niște verdicte pe anumite subiecte, da. Să-și pună punctul de vedere, cum erau înainte cadii, se adunau și dădeau aceste verdicte despre... Nu mai aveți cadii. Nu mai avem, a fost până când? Păi a fost până în al doilea război mondial. Am avut și noi la Constanța, am avut tribunal specific pentru musulmani, pentru comunitatea mahomedană, cum se spunea. Da, pe vremea, adică te duceai ca musulman la cadiu. Da, la cadiu, când se oficiau cu cununie religioasă, când erau anumite probleme între musulmani, cadiul, știți foarte bine, era acel judecător care îi spunea punctul de vedere și dădea sentința conform, bineînțeles, șariei. Conform șerie. Legislație islamice. Legislație islamice, exact, care la fel are Coranul ca bază, are tradiția profetului Sunna, după aceea are ijma însemnând unitatea unor învățați, după aceea comparația, căiasul. Da. Sunt mai multe, cum să vă explic, sunt mai multe criterii pentru a putea da un verdict și se face o comparație. De exemplu, dacă nu găsești subiectul în Coran, da, asupra căruia vrei să dai un verdict, se justifică prin comparație sau cauți în relatare, vezi în consensul celorlalți învățați, în ijma, după aceea vezi în comparație. Deci se ia în ordine. Muftiul are această capacitate de a veni în ajutorul enoriașilor, credincioșilor musulmani, de a da verdicte, dar la fel și el este un teolog, are studii teologice și aceasta a fost într-un fel organigrama comunității musulmane din România și nu numai, felul cum a fost ea organizată, întâi muftiul fiind șeful comunității musulmane, având aceste... Ar corespunde la noi cu ce? Cu arhiepiscop, cu mitropolit? Nu încerc să... Da, la sunteți totuși un cler. Da, suntem cleri, bineînțeles. Corespunde cum ar veni și cum este la dumneavoastră Patriarhul Bisericii Ortodoxe. Patriarhul? Da, este cel mai mare grad în religia... Grad este... Că muftiatul pot fi mai multe într-o țară. Da, bineînțeles. De exemplu, în Bulgaria sunt mai multe muftiate, dar există un baș muftiu, adică un muftiu asupra tuturor. La fel, în Turcia sunt mai multe muftiate. Sunt mai multe și există un șef al tuturor muftiilor, care se numește în limba turcă Diyanet Şerbaşkanı. Deci muftiatul ce-ar fi? O comunitate sau o zonă? Muftiatul este o organizație, o entitate juridică, care administrativă, care se ocupă de problemele comunității musulmane din țara respectivă. Și ele pot fi într-o țară mai multe sau una, ca la noi? În funcție de numărul de credincioși. De exemplu, noi până în cel de-al doilea război mondial am avut 4 muftiate, iar muftiatul principal era la Tulcea. Da, am avut, acum, dacă și iertați-mă, intru în domeniul nostru în istorie, am avut cadrilaterul, am avut muftiat la Pazarcik, la... Da. Iar șeful acestui este muftiul, care e e o față religioasă. O față religioasă. Deci... Și imamii sunt, și ei sunt, și ei reprezintă partea religioasă a comunității. Dar imamul are numai o moschee. Imamii, da, slujesc la o moschee, la o anumită moschee. Imamii numiți dumneavoastră? Da, sunt numiți de noi, de către muftia, de mine, da, ca persoană.